Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Alba cu bune și rele. Am astăzi alături de mine trei crai frumoși, mai precis Marci, Sebi și Radu. Așa m-ați rugat să vă prezint, așa v-am prezentat și cred că ar trebui să mai adaug un simplu nume, Play and Win. Și asta spune totul. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat astăzi să fiți alături de mine. Poate cu sufletul, cu inima, sunteți de foarte multe ori acasă și alături de mine și de știți voi cine, însă acum v-a adus acasă un festival. Un festival foarte plăcut, o primă ediție a festivalului Vocile Cetății. E, nu numai că ați venit acasă, ci ați fost așa un pion important în acest festival, pentru că ați făcut parte din juriu. Ați hotărât cine să ia marele premiu. Astăzi a fost finala. Cum vi s-a părut acest festival? În primul rând, mulțumim de invitație. Cu mare drag. Mulțumim. De invitație. De fiecare dată vreau să-mi jurați că o să veniți. Tot timpul când e posibil. Să fim acasă. Da, într-adevăr, am fost invitat să participăm ca membri al jurului. Și pentru noi a fost o experiență destul de plăcută, având în vedere că e prima oară, practic, când facem chestia asta. Și am rămas plăcut, surprinși, să auzim foarte bune voci, tinere. Și credem noi că nu va fi și ultima ediție. Am înțeles că o să se facă, începând din anul ăsta, în fiecare an se va face o ediție a Vocilor Cetății. Și noi sperăm să fim și atunci invitați, să fim cei care descoperă noi talente. Uite, eu n-am reușit să vorbesc cu colegii mei care au fost prezenți la festival. V-aș ruga pe voi să-mi dați așa primele impresii la cald și să-mi spuneți cine a câștigat acest festival. A câștigat o fată de 14 ani. Antinia o cheamă, da. Antinia. Oh, felicitări. Are o voce extraordinară. Are și prezență scenică și e foarte naturală, nu știu. Mi-a părut foarte mult. Am avut șansa să o cunosc și așa este. Da. Chiar la 14 ani să faci treaba asta e un lucru mare. Ne-a plăcut foarte mult și de asta cred că a luat și a meritat locul întâi. Vârsta. De ce spuneți, spuneți vârsta? Voi nu erați atunci la primii pași pe care îi făceați în muzică? Da, dar având în vedere ceilalți concurenți despre care avem totodată cuvinte de laudă și aici vreau să subliniez faptul că ne-a fost foarte greu să luăm o decizie. Pentru că erau foarte multe voci foarte bune, foarte bune. Ne așteptam, sincer, înainte să înceapă festivalul, ne așteptam nivelul lui să fie unul mai jos decât e. Pentru că ne gândeam că Alba tot așa e un oraș foarte frumos, foarte boem, dar cu posibilități mai mici decât o metropolă sau un oraș mai mare. Deși s-a comprimat în orașul ăsta O pasiune pentru muzică, exact. Și aici țin să subliniez că foarte multe voci bune, dacă erau 10 premii, cred că dădeam 10 premii. Au fost, din câte mi-amintesc, 11 concurenți. De toți au fost vreo 200... 230. În preselecție. Din care s-au selectat 10. N-am fost noi în măsură să alegem din 200, dar am ales din 10. Deci s-a pus problema asta, numai ar trebui să stai foarte mult timp, să-i selectezi, să-i asculți, pentru că fiecare are o piesă, două de cântat. E foarte greu să stai să selectezi 200 de persoane, dar în principiu, sau din punctul nostru de vedere, persoanele alese au fost într-adevăr cu alese pe merit, au avut valoare, au avut ce arăta și... Da, se vede că și-au făcut treaba, cei care ales... Și acum că ne întoarcem la câștigătoare, premiul din partea voastră este o piesă pe care trebuie să o compuneți. Credeți că se pliază pe, sau voi vă puteți plia pe genul muzical abordat de Antinia? Cred că o să-i găsim de obicei, noi. Da, de obicei compozitorii se pliază. Croitorul, să iau așa un exemplu din alt domeniu, face o haină după model. După model. Model. Cred că o să fie la fel și în cazul nostru. Și o să încercăm să facem o piesă de succes pentru ea, pentru că
Ce înseamnă de succes? Că asta era următoarea întrebare. O să rămâneți doar la această simplă colaborare, să-i compuneți o piesă drept premiu, sau o să încercați să țineți legătura și pe viitor și să creați acele piese de succes ca și ale Inei, să spunem. Pentru că și Ina nu era departe de 14 ani, de vârsta de 14 ani. Cu siguranță noi vom ține legătura, pentru că merită. E o fată cu voce extraordinară. Din păcate, în momentul de față, premiul oferit este cât se poate de... Noi ne-am dat toată silința să oferim mai mult, însă acum, în momentul de față, doar o piesă putem face în viitor apropiat. Dar pe viitor, pe noi credem și noi o să ne dăm tot interesul să ne implicăm mai mult în proiectul ei. Să sperăm că putem cel mai scurt. Aș vrea să întindeți așa o mână albaiulienilor, cei care pleacă de aici spre București, să fie încurajați și să fie sprijiniți oarecum de voi, pentru că vă știu traseul vostru. Știu și vouă vi s-a întins o mână la începuturi mai darnică, mai zgârcită, dar voi ați reușit până la urmă, se văd rezultatele și de aceea am insistat pe ideea de a continua în colaborarea cu Antinia. Nu neapărat o colaborare, pur și simplu să fie pe viitor acea relație compozitor-artist. Da. Cum vi s-a părut pe ansamblu? Ați participat, să spunem, și la anul? Ați venit, să spunem, ca și membri în juriu? Cu siguranță. Deși poate nu ne găsim într-un cadru... Adică, găsindu-te în juriu și având sarcina asta de a alege pe cineva din mai multe persoane... Este o responsabilitate mult prea mare. E o responsabilitate pe care, de multe ori, nu din confort, dar din respect pentru munca fiecăruia, pentru că Toți se numim artiști, toți artiștii care au încercat în concursuri, în concursul de față, munca lor s-a văzut și am apreciat-o. Acum e trist pentru că doar unul din 10 sau unul din 230 și unul. Da, cu siguranță pe viitor porțile le sunt deschise pentru că sunt tineri, sunt la început și au șanse pe viitor să participe la alte festivaluri și concursuri de acest gen. Pe voi nu v-am prea văzut la astfel de competiții, să le spun, că nu sunt sportive, dar tot da, în demonstrarea calităților sunt. Poate a fost un compromis al nostru, deși poate sună prea... Dar n-am făcut treaba asta niciodată, am apreciat din spate tot timpul vocile și talentul fiecare. Și am ales foarte mult să facem asta și pentru că e orașul nostru, exact. E Alba Iulia și a fost un chiar vrem să ne implicăm. Și nu este primul gest de caritate pe care îl face pentru noi, pentru că acum câțiva ani ați cântat din nou pe scenă la Zilele Orașului, tot un dar din partea voastră pentru cei care vă iubesc de aici, de acasă. Avem foarte mulți prieteni, știm că aici am copilărit, aici am crescut, orașul ăsta îl iubim enorm de mult. Mai ales că din punctul nostru de vedere arată extraordinar de frumos, un oraș liniștit și cu mare drag tot timpul. S-a schimbat mult de când ați plecat. S-a schimbat mult, dar noi am fost tot timpul prezenți și ne-am schimbat și noi odată cu orașul. Ați fugit de fiecare dată când ați putut spre casă. Da, e un refugiu. Alpele chiar e un refugiu și un oraș. Vă încarcă? Da, de fiecare dată. Da. Cu multe. Da, dar și dorul e mare. Nu știu dacă are treabă, dar noi am fost în Londra până acum, ieri sau la altfel, și direct am venit aici. Exact asta am vrut să spun. Nu știu cum se face că din Alba ați fugit mai întâi spre Constanța, apoi la București și acum la Londra. Chiar vreți să ajungeți cât mai departe de casă? Cât mai departe, cât mai... din punct de vedere profesional, vrem să ajungem departe de casă. Din păcate, nu avem ce face, trebuie. Asta e datoria noastră. Rău necesar. Da, e un rău necesar, foarte necesar. Și dacă tot am dezvăluit faptul că m-ați ajuns la Londra, cum se face? Ce proiect aveți voi de sunteți acum în lucru acolo? Da, am avut o sesiune de vreo 2 săptămâni cu mai mulți producători muzicali și songwriters, cum zic ei, diferiți compozitori și spre surprinderea noastră am rămas plăcut surprins să vedem că suntem într-adevăr la un nivel destul de mare comparativ cu... A fost oarecum un schimb de experiență da. Și
Noi ne-am bucurat de el și ne bucurăm că ne-am văzut nivelul nostru de activitate, exact, și de creație și ne bucură faptul că absolut toți producătorii cu care am intrat în studio își mai doresc să intre cu noi. Exact. Țin să zic că producătorii care am intrat în studio sunt niște compozitori foarte mari care au compus pentru nume ca Britney Spears sau Rihanna sau, deci nume foarte mari, care au vândut milioane de albume și intrând în contact cu oamenii ăștia și văzând cum lucrează în studio și ce rezultate ai după ce lucrezi cu ei și vezi că ești la același nivel, pot să zic că suntem la același nivel cu ei, ne dă multă încurajare chestia asta. Vă dă un imbol să ajungeți și mai departe. Exact. Da. Exact. Și aici vă aminteam eu la un moment dat că am avut o premoniție acum câțiva ani buni, nu vreau să spun că foarte mulți, o să se creadă că e distanță foarte mare în timp și nu vreau. Aveam o premoniție și a fost chiar un adevărat model pentru mine. Este ciudat să spun, fiind ceva mai mare în ani ca și voi, v-am văzut la începuturi și am crezut că este o revelație să vă aud spunând la momentul respectiv că aveți un țel, că aveți o dorință să ajungeți un nume în ceea ce înseamnă muzică în România. E, pentru mine, la momentul respectiv, cadru didactic fiind, mi-aș fi dorit să vă deschid toate porțile televiziunilor și mai mult să vă deschid toate porțile unde tinerii își făceau loc pentru a vă da drept model. Știu că în spatele acestor cuvinte stau foarte multe ore de muncă. Îmi amintiți puțin câteva lucruri pe care le-ați făcut la începuturi la Constanța și apoi la București? Cum a fost traseul vostru? Acum, după atâția ani, vi se pare la fel de greu? Vi se pare ușor? A fost o aventură, o nebunie? A fost o aventură, într-adevăr, plăcută, dar în același timp a fost foarte greu. Și deși unele persoane, mă rog, unele persoane poate sunt puține la număr, considerau că noi am ajuns așa brusc, fără nicio... Știu că a fost doar așa un noroc, dar în spatele norocului este foarte mult. A fost o muncă extrem de grea și am avut norocul să ne avem să fim alături unul de celălalt la greu. Cu siguranță toată lumea când ajunge să aibă un succes, ajunge cu o muncă extrem de grea, pentru că așa se obține succesul. Și pentru noi drumul ăsta a fost destul de greu, dar până la final ne-am bucurat extrem de mult și încă ne dorim să ajungem acolo sus. Încă vă doriți să ajungeți acolo sus? Da, știu, foarte mare lucru aceste cuvinte, pentru că voi v-ați luat modele. Chiar de la început ați încercat să vă luați modele și să le depășiți. Este cel mai important, să vă depășiți modelul pe care vi-l luați. Are cineva curajul să-mi spună care a fost modelul vostru la început? Eu îl știu. Și întotdeauna spuneați la momentul respectiv, nu vreau să se știe, dar vreau să-l depășesc. Vreau să fie mai mult de atât. Și ați reușit. Da. V-am răscolit, văd că. Da, nu gândim acum. Oricum am avut, cu siguranță. Dar... Păi unde ați ajuns în Constanța? Unde ați ajuns în Constanța? Exact, faptul că am plecat din Alba la o vârstă mai mult decât fragedă. Exact, da, după terminarea școlii, da, liceului. Da, undeva la 17 ani când am plecat din Alba Iulia. A fost un strop de teribilism, dar și un vis pe care n-am ezitat să ne-l urmăm. Muzica a fost mereu un factor de a ne inspira, de a ne ajuta să ne depășim momentele grele, de a ne liniști, de a ne distra, de a ne face mai fericiți. Și am urmat orice pas care ne-a dus către succes. Iar formația 3 Sud-Est, că despre aia e vorba, ne-a inspirat. Eram tot așa. Erau la momentul respectiv un reper în ceea ce erau însemna... un reper și au realizările lor erau foarte înalte. Greu de gândit faptul că
nu cred că ne-am gândit niciodată să-i depășim. A fost o întâmplare și nici nu știu dacă i-am depășit. E greu să faci comparații. M-am referit aici la faptul că ați ajuns destul de repede să treceți granițele țării prin piesele pe care le-ați compus, nu neapărat cântate de voi. Voi ați rămas așa un pic în spatele actorilor care intrau pe scenă, să mă exprim așa. Ați încercat să-i dirijați și, dacă nu mă înșel, prin piesa celor, compusă celor de la Accent, voi ați depășit granițele țării. A fost prima piesă care a ajuns în afară și bubuia în radiouri, se difuza peste tot în Europa. De aici am spus că a pornit această depășire a idolului vostru, pentru că până la momentul respectiv ei nu reușiseră să facă acest lucru. Adică să dea o piesă românească Europei. Și după aceea voi ați chiar depășit acest lucru, n-ați dat doar de Europei, ci întregii lumi. Pentru că vorbim de Londra, dar știu că ați vizitat tot globul? Da, aproape. Toate continentele? Aproape. Și puțin din lună. Și puțin din lună? Urmează Marte. Hai serios, pe unde ați fost? Că n-am reușit să vorbesc cu voi. Marci. America Centrală. Wow. America de Sud. Teiuș. Micești? Glumesc. Erau... În Asia... Nu, da, tu ai fost în Asia, da. Și ne-a trimis poze. Ne-a trimis poze. A fost în... Așa, pe telefonul numai pozele. Toată Europa. În toată Europa. Mi-a spus la mine, tu ai fost. De ce v-ați despărțit așa la un moment dat în proiectul vostru? Nu este o despărțire. Tocmai asta vreau să scot la iveală, să-mi spuneți voi. Trebuie să recunoaștem că Radu... Delegam. Da, Radu e cel care... Și cu siguranță o să ajungă pe lună acum. Ne lăsăm gluma la o parte, că acolo el, lui îi place foarte mult să viziteze. Și e un lucru foarte mare. Și da, nu, da, e o chestie foarte... Eu l-aș sfătui să mă ia și pe mine. Eu aceeași dorință am. Da, e o chestie foarte, foarte mișto să-ți doresc să... Nu e imposibil, nici să ajungi pe lună în ziua de azi. Adică sunt acele trei, 20 de milioane de dolari. Cam atât, și... o excursie pe lună. Nu mai e mult și ajungi până acolo. Depinde, că dacă e student, ai reducere... E dus întors? Glumele voastre mult, mult așteptate, da. Să vă destindeți un pic în... Asta a fost ca slabă, că... Nu, să vă nu. Ați început să-mi spuneți pe unde ați fost. Cam ce v-a impresionat cel mai mult, ceea ce ținea de lumea asta artistică a voastră, a showbiz-ului, a cântatului? Rămâi foarte plăcut surprins să vezi că în absolut toată lumea, oamenii reacționează la ceea ce înseamnă producție Play & Win și Ina, mă rog, Ina e produsul exact. Play & Win. Spre, uite, de exemplu, în Mexic e o nebunie totală, de la aeroport până la aeroport. Cam peste tot e o nebunie, dar acolo e puțin mai extrem. Cum era întâmpinată Ina și ce protocol extraordinar îi se pregătea de fiecare dată când ajungea într-o țară străină, în Grecia, au exagerat la un moment dat, erau în extaz văzând-o la ei acasă. Ați avut parte de același tratament în momentul în care ați însoțit-o, nu? Presupun. Absolut. Ei automat fac legătura între Plenu și Ina, pentru că asta a fost și ideea, să ținem tot timpul o legătură între noi, proiect, producători, artist. Și oricum, fanii foarte devotați. Bine, nu sunt, nu toți fanii, dar fanii mai devotați a Inei sunt la curent și sunt și fanii noștri, cum ar fi. Da, la... Când spui Ina, poți să spui și Play & Win și peste tot și până și la postările de pe YouTube la piese, în paranteză, by Play & Win la toate piesele ei. La o scurtă perioadă de timp când Mexic a făcut un fan club pentru Ina, la o scurtă perioadă de timp a făcut și pentru Play & Win, ceea ce pentru noi a fost un lucru foarte... Teribil, prima dată când am auzit de cuvântul ăsta de fan club, era în anii 90 cu Take That. Da, așa e. E ceva extraordinar pentru mine să știu că cineva chiar mă ascultă în fiecare zi și încearcă să pună postere cu mine pe pereți și să-mi cumpere fiecare articol dintr-un ziar sau dintr-o revistă în ceea ce mă privește pe mine ca persoană. V-a măgulit, v-a transformat într-un fel anume această
distanțare în ceea ce privește și veniturile și lumea pe care o accesați. Noi am avut o creștere treptată și ne-am obișnuit ușor. Adică, pentru noi, nu știu, ni se pare normal ceea ce facem în momentul de față. Într-adevăr, suntem foarte bucuroși și ne mândrim cu ceea ce am făcut, pentru că nu e un lucru mic să asculți un stadion cum îți cântă piesele. Dar, în același timp, munca de-a lungul timpului parcă ne-a calmat, ne-a coborât pe pământ, suntem cu capul pe umeri și... Emoțiile v-au mai trecut? Nu. Emoțiile le avem în continuu și... Nu, serios, chiar vorbesc foarte serios. Eu chiar știu, acum pentru juriu, că ai emoții, știu, dar știu zice, că să zice, aveați să zice, de fiecare dată emoții când intrați exact, pe scenă. Exact, să zice o chestie, că dacă nu ai emoții, nu ești artist. Exact, emoțiile în primul rând trebuie să fie constructive, dar sper că ați căpătat acel... Emoțiile, realizezi momentul, realizezi importanța lui și... Înseamnă că trăiești momentul și împărtășești din ceea ce ai tu și celorlalți care te privesc, care te ascultă, cum este cazul vostru. Exact. Aș vrea, în afară de Ina, îmi spuneți și alți artiști cu care ați colaborat. Haideți să v-am spus eu trebuie să trag cuvintele de la voi așa cu cleștele. E listă foarte mare. Am fost producători... Pentru început, știu că atunci când ați reușit la Constanța să vă faceți propriul vostru studio, care au fost primele colaborări? Începând de la Accent. Accent, Activ. Trei Sud-Est. Andra. Sistem. Cătălin Josan, Trupa Zero, Andreea Bănică, sunt extrem de multe și... Uite, mi-a plăcut la un moment dat că ați participat, nu știu dacă poate greșesc, și cu Cătălin Josan și cu Zero la Eurovision, așa e? Cu piese propuse la Eurovision. Uh-huh. Ați mai continuat această idee de a compune probabil și de a intra cu aceste piese într-o astfel de competiție? Dacă am mai continua? Da. Nu știu dacă ați propus, ați avut? Nu, de-aia. Am avut un an foarte... Noi, de fiecare dată când am participat la Eurovision, am luat locul 2 sau 3 la faza națională. Exact. Și probabil ne-a și dezamăgit puțin. Nu trebuie să existe dezamăgire. Nu dezamăgire, e mult spus. Am lăsat-o așa, nu știu, n-am mai vrut să facem. La începuturile noastre cu Ina, chiar am încercat acolo să fie o poartă. Da. Dar... fac o paranteză și nu e deloc răutăcioasă, e una sinceră. Din piesele care au fost trimise acolo, cu Ina am reușit să ajungem undeva la locul 36. Asta înainte să fie Ina de succes nu o cunoștea nimeni. E aceeași melodie, cu aceeași interpretare, cu aceeași înregistrare, practic. După o perioadă am postat-o pe YouTube și a făcut milioane de vizionări. Și atunci ne-am dat seama că probabil juriul sau persoanele care sunt acolo puse să ia hotărâri nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Da. Și atunci n-avea rost să mai încercăm și să mai... De obicei, nu știu de ce, juriul la această competiție Eurovision a fost de foarte multe ori contestat și... Probabil se uită și la artiști cunoscuți. Și e foarte mare, adică eu nu dau vina pe juriu și nu dau vina pe cei care se ocupă de preselecția Eurovision. Și acum, apropo de ce spunea Radu, într-adevăr, piesa e foarte bună și a fost ascultată și a crescut mai mult după ce Ina a devenit cunoscută cu piesa Hat. Și acum ei ne-au contactat Eurovisionul dacă nu participăm cu Ina. Uh-huh. Dar, din păcate, ea nu putea să participe. Însă e foarte drept că trebuie să găsești un artist care să aibă prezență scenică, voce, din mai multe puncte de vedere, că altfel nu faci față. Da, până la urmă e un... Eurovision e un concurs de interpretare. Tot de la Constanța este și piesa care participă în seara asta, Zaleila. Ce părere aveți? Îi ținem pumnii și sperăm din tot sufletul să facă o chestie. A fost cea mai bună piesă din punctul nostru de vedere, nu? Din preselecția Eurovision. Așa că asta e. Poate că trebuie ca să luăm locul întâi. Nu știu, eu sper din tot sufletul să fie locul întâi. Dar dacă nu se întâmplă, bat în geam, sticlă, termopan, ce? Sper din tot sufletul să ia locul întâi, dar dacă nu, probabil va trebui să venim anul viitor cu piese mult mai bune. Da, apropo de piesa Zaleila, vă place acest gen? Chiar am intrat
de bunăvoie într-o campanie de promovare a piesei și de promovare a Eurovisionului și a României. Aseară am trimis fiecare câte un filmuleț. Tot așa, filmulețul circulă pe internet și scopul lui e de a promova Eurovisionul, de a promova piesa României și pe Mandinga. Și le ținem pumnii din suflet. Vizualizări? Vizualizări? La aceste filmulețe? Dacă nu, aseară au fost... Da, aseară au fost, astăzi... Da. Scopul filmărilor a fost de a susține, cât putem de mult. România. România, da, România în general a avut în ultimii ani prestații destul de bune, chiar dacă au ieșit pe locuri 19-20, da. Din punctul meu de vedere prestațiile au fost extraordinare. Apropo de chestia asta, Mandinga a avut, nu ne-am apucat să vedem, dar am înțeles că a fost ceva probleme la... Da, la un moment dat Elene i-a picat casca, nu se mai auzea în cască și am înțeles din câte povesteau cei din România la radiouri faptul că ea nu mai putea să țină pasul cu ritmul muzicii, ci pur și simplu auzea ceea ce se lovia, sunetul care se lovia înapoi. Nu știu, voi să-mi explicați mai bine, dar ceva de genul ăsta am înțeles eu, explicat. E foarte greu să cânti live la... Da, am înțeles că a făcut nivel. Chiar o depresie ușoară. Nu, trebuie după să trebuie. Sunt profesioniști. Sunt și, sper să-și și fata. Am ascultat-o și are o voce extraordinar de bună. Băieții sunt cât să poate de bun pe ceea ce fac și cu siguranță în seara asta o să fac o față. Costi, hai să-l felicită și pe Costi. Da, trebuie felicitat. De aceea spuneam, probabil Manu Mării vă inspiră și pe voi, că a stat atâția ani acolo, uite pe el, a reușit să-și depășească acel stigmat care i-a fost pus la un moment dat, dar eu cred că are foarte multe de spus într-un anumit segment pe piața muzicală. Pentru că toți avem gusturi diferite și la fel și publicul. Cea mai mare modestie, avem cel mai mare respect pentru oameni care fac muzică. Exact. Știți câtă muncă se duce acolo într-un studio, câte nopți nedormite și câte idei începute și aproape poate nefinalizate, pentru că nu aveți acel wow. Da. E, dacă vorbim de acel wow, ați crezut la momentul când ați compus Hat pentru Ina că va ajunge atât de departe? V-ați imaginat? Am crezut în piesă, dar da, trebuie să recunoaștem că poate nu ne-am așteptat chiar așa de să aibă un succes chiar așa de mare. Însă aveam foarte mare încredere în piesă. Practic așa am început să o creăm, să o compunem. Cu gândul că vom face cea mai bună piesă din România în momentul ăla. Și... După acea piesă... Oricum, nu piesa Hat a fost cea mai bună de la noi. Da. Până la urmă, piesa cea mai bună a fost Signs Up. Da. A avut cele mai bune rezultate. Da, și... Hat a fost prima. Da. Prima. Bine, este acel impact, acel boom care se face și după care ascultătorii stau în Asta e foarte important. Așteptare și vor să vadă dacă se menține plafonul. Aici e chestia importantă. Odată ce ai scos o piesă bună, e foarte important să te menții și să vii cu ceva mai bine, mai bun decât ai avut. Că de multe ori se întâmplă ca mulți artiști să rămână doar cu o piesă și atât. Da, succesul e un drum, o destinație. E un drum și e de multe ori cam pietruit și cu multe, dar tot așa recapitulând și rememorând un lucru, mi-am amintit câtă modestie există în voi. Și cu Sebi, la momentul respectiv, stăteam și vorbeam așa un pic de colaborarea voastră cu ceilalți compozitori și ceilalți artiști din domeniul muzical. Și spre surprinderea mea, aș fi așteptat așa un răspuns mai răutăcios, adică să-mi spui, a cam căzut, s-a cam dat la fund. Și mi-a spus, nu, știi, da, wow, are acum, pregătește un album, va fi o revelație. Știi, oare îți amintești de cine vorbeam? Nu cred. Tot de cineva plecat de aici și mai precis de Moga. Da. Noi respectăm foarte mult pe Marius Moga și chiar am lucrat cu el la începuturi. Știu asta, de-aia vreau să spun. Și normal că avem modestie, pentru că știm prin ce greutăți am trecut și fiecare și el, la rândul lui, a trecut prin greutăți și a tras foarte mult să ajungă acolo unde e acum. Și trebuie să respecti munca celuilalt, că altfel, da, există, e foarte bine că există concurența. Dacă nu există concurență, nu există evoluție.
Da. Există o breazlă așa a compozitorilor, a artiștilor, o numesc breazlă pentru că o văd o adevărată meserie. Voi trăiți din muzică. Vreau să se știe acest lucru. Voi nu sunteți cu meserii în spate și faceți muzică așa doar când aveți timp liber. Voi, de când vă știți, trăiți din muzică. Mare lucru acest lucru. În România știu doar holograful care a ajuns la o performanță de atâți zeci de ani să trăiască strict doar din muzică, din cântat și din compozițiile pe care și le fac. Voi sunteți o altă parte a lumii muzicale care face același lucru și care, uite, poate să colaboreze și cu colegi, din contră îi sprijină și îi susține și nu veniți cu părți urâte în care să vorbiți aiurea. Am dus discuția aici. Cum vi se par acele publicații sau televiziuni care văd doar partea neagră a lucrurilor și intră chiar mai mult decât atât, intră în viața privată a fiecăruia? Ați fi dispus să vă faceți publicitate printr-o astfel de televiziune sau publicație? Nu cred. Cunoscându-vă așa mai mult decât să aștepta unii. Am vrut ca rezultatele să vorbească mai mult decât noi și faptul că n-am vrut niciodată să apărăm la emisiune de scandal, la emisiune de, nu știu, divertisment, mai mult decât divertisment. Considerăm noi că e o calitate de-a noastră și lăsăm, mă repet, să vorbească mai mult munca noastră și muzica noastră mai mult decât noi. Dacă rezultatul ăsta se vede și e apreciat, pe noi ne bucură cel mai tare. Și nu, niciodată nu cred că suntem genul de persoane care să profităm sau să, la un moment dat, dacă nu va merge cu muzica, deși e foarte greu, pentru că asta o facem de când ne știm și ne place foarte mult, să ne apucăm să fugim și noi cu paparații de braț. Nu. Se poartă. Și da. Politicienii au ajuns să facă acest lucru. Noi dacă avut... toată lumea face, de-aia vă întrebam și pe voi. S-au întâmplat, am avut și noi momente în care am fost implicați probabil în anumite scandaluri mici, nesemnificative, dar pe noi le-am evitat pentru că nu ne reprezintă. Oare pentru că sunteți ardeleni? Și asta adică pentru că aici e un altfel de... Adică nu neapărat în sensul rău, dar ardelenii au altă educație și oamenii sunt mai primitori. Asta nu o spun eu, spun cei din partea cealaltă. Cei din cealaltă. Regat? Exact. De unde sunteți voi? Și cauza asta e o chestie, am primit și noi, pur și simplu, asta e, suntem trei persoane care practic avem aceeași... Când o colaborare și compoziții artiștilor din afară? Sau este deja și cât nu știu eu? Vor fi cât se acum, poate. Acum, după colaborarea cu studioul din Londra? Și după colaborarea cu studiourile din Londra, dar și... Pe cont propriu. Da. Vor fi, însă nu putem da acum nume pentru că nu e ceva zbătut. Mi se pare normal, v-au abordat ei sau voi ați fost cei care ați mers cu o piesă, să spunem. Și asta e un lucru destul de important. Exact. Să vină artistul din afară și să spună, știi, play and win, aveți timp și pentru mine să... Înseamnă că le spuneți ceva, înseamnă că pentru ei sunteți deja un nume. Exact. Și... Ideea e că oamenii de business care fac treaba asta în muzică la nivelul cel mai înalt, apreciază oamenii din punct de vedere al business-ului și anume, de obicei, vânzările unui artist sau unui producător fac diferența între el și un altul. Și ideea e că suntem la o vârstă foarte fragedă comparativ cu alți compozitori din afară și rezultatele noastre îi cam sperie. Exact. Raportat vârstă, rezultat. Ei au de la 50 de ani în sus un producător destul de mare care lucrează cu artiști la modă, gen Rihanna, mă rog, artiști care se ascultă acum. Dieter Bohlen este doar un exemplu pe care eu mi-l amintesc de foarte, foarte, foarte mulți ani și care s-a menținut destul de bine, chiar și în proiecte de televiziune, apropo. Ați fost scurtați pentru astfel de proiecte? Foarte multe televiziuni sunt acum aceste vestite proiecte care aduc în față talentele muzicale și nu numai. N-ați fost
abordați să participați, să faceți parte probabil din... Probabil o să ajungem și noi la vârsta aia aceea care o și nu știu. Deocamdată muzica, asta e, noi suntem producători muzicali, ăsta e țelul nostru, să facem cât mai multă muzică bună. Apoi, dacă cu timpul credem că suntem făcuți și pentru televiziune diferite, nici nu știu ce am putea face noi, să jurizăm. În juriu. Da. E, așa cum ați făcut-o și acum la Alba Iulia, și pentru că tot vorbeam la un moment dat de o premoniție care am avut-o eu acum câțiva ani, aș vrea să-mi spuneți, nu vă întreb de proiecte, nu vă întreb de albume pe care vi le pregătiți, unde vreți să ajungeți acum? Unde vreți să ajungeți și pe cine vreți să mai depășiți? Mai există bariere? Mai aveți bariere? Nu cred. Tot timpul am vrut să ne depășim pe noi, în primul rând. Rezultatele noastre să fie depășite de noi. După aceea, e drept că e... Concurența e foarte mare, depășind granițele României. Te întâlnești cu oameni profesioniști care fac asta de ani, zeci de ani, poate. Și probabil încercăm să ajungem pe vârful muntelui. Adică să vă văd acolo undeva în top billboard. Top 1. Da, pe locul 1 și să fie menținută piesa așa, așa, vreo... Da, noi ne gândim. Asta... Care a fost cel mai mare record? Elvis, Madonna, la un moment dat, mențineau așa cu săptămânile, 8-10 săptămâni. Da. Voi da, aș vrea să le depășiți. Noi am avut loc întâi, în Europa cel puțin, nu? Da, în Europa, da. Am avut în... Da. Billboard America exact, Dance. Exact, în Billboard America Dance am avut loc întâi. În UK... Am avut în BBC, la BBC, One Radio? Nu, în top UK 40, pardon, cel mai mare top al lor. Am avut vreo 3 piese în primele 10 locuri, ceea ce pentru noi cred că e cea mai mare realizare pe plan european. Franța, la fel, locul întâi, la vânzări, la tot, la radio, a fost, astea au fost unele dintre cele mai mari realizări, dar tot timpul e loc de mai bine. Da, Europa probabil e a doua. Așa zic, să privim lucrurile de sus în jos, Europa e al doilea continent. Ar fi pe primul America. Ce ține de business, ce ține de muzică, de rezultate, de... Și te simt pe tine acum o dorință foarte arzătoare undeva să-ți faci un mic studio acolo? Nu. Tot timpul o să încercăm să reușim... Să aveți colaborări, probabil, să avem colaborări cu, dar nu neapărat cei să mai, fie... cu cei mai buni. Și dacă avem și rezultate... Indiferent că sunt cu America, da. Europa sau orice altă parte exact. A lumii. Eu, din suflet, mai mult decât din suflet, vă urez baftă să ne vedem nu des, ci cât mai profitabil acasă, adică cu întâlniri de suflet în care să ne mai amintim așa din dulceața lucrurilor, chiar dacă sunt presărate și cu alte probleme, mici, mici probleme. Încă o dată, jurizări, producție, compoziții, tot ce vă doriți. Mulțumesc! Și multă baftă! Mulțumesc! Sper că v-a încântat această ediție a emisiunii Alba cu bune și rele. Aș vrea pe viitor să avem invitați la fel de plăcuți și de dragi mie. Eu îmi iau acum la revedere!